și perioada decembrie 89, când la un moment dat dimineața pe la 5 am auzit niște tancuri ieșind din unitatea militară și circulăm pe asfalt. Nu-i plăcut. Nu e. Și știu că m-am mutat la IMEI atunci cu prima soție, mama era singură, tata era la Constanța și am stat câteva zile acolo. Cu toate poveștile cu teroriști, cu... Da. Aici a fost grav, eu locuiam la Drumețului atunci. Da, știu. Deci s-ar putea să ne fie intersectat așa, e fără posibil, să știm e unul posibil. De celălalt. Ghencea e legată de actuala, nu știu, compozitorilor. Nu, da, e unul da, mai este, acum, ai să spune. E legată de Cristea Vlădulescu. Da, exact. Eu la Drumețului, chiar un bloc plantat acolo după cutremurul din 77. Și am prins, mă rog, revoluția. Să-i zicem așa, da. Pentru că așa îi se spune, știi? Da, și da, în cărțile de istorie am înțeles te-ai că tot uitat? Așa îi se spune. Eu nu m-am uitat. Nu, am auzit. Ok. Deci am prins perioada aia și a fost cumplit. A fost, mi era foarte greu să ajung acasă. De exemplu, eu lucram în centru, la Palatul Universu. Eram în perioada mea, nu te gândi că eram ziarist sau altceva, eram în perioada mea, lucram în hrubă, cum ar veni, în tipografie. Ok. În perioada mea de electrician și trebuia să vin cumva acasă, dar nu prea am venit acasă în perioada aia, pentru că a trebuit să rămânem să păzim întreprinderea, mă rog, cu arme și așa mai departe. O prostie, da. Da. Noi m-am întors după câteva zile și am găsit un glonț în mijlocul camerei. Și glonțul intrase pe geam cam în locul unde stăteam, n-au nicio legătură, e o coincidență, locul unde stăteam și mă uiteam de pe geam să văd când întoarce 41 sau când vine, ca să nu aștept mult în frig. Da. Era chiar la capătul capătul un pic mai încolo, câteva sute de metri. Și m-am gândit, zic, uite ce prostie, stăteam acasă și din nimereală luam un glonț în frunte, pentru că omul ăla clar că a tras aiurea, cine știe, poate era nepriceput, cine știe, a fost frică, eu fi tremurat mâna. Au fost multe și ricoșeuri. Păi și la mine a ricoșat din bibliotecă, am găsit urma de glonț și l-am găsit chiar în mijlocul camerei pe covor. Nu era apartamentul mobilat abundent, că abia ne mutaserăm, bani nu prea erau. Da. Și l-am găsit acolo, a fost ușor de găsit. Și sigur, asta nu-ți dă niciun fel de liniște, dimpotrivă, și ți alimentează scenarita, da? Nu ce o calmează, din potrivă. Eu am o bună prietenă care locuiește și acum, și în ziua de astăzi, la Orizont, chiar vis-a-vis de statul major, acolo unde a fost cu USRA. Cu Trosca. Exact. Și, mă rog, în zilele alea am fost și am văzut și oroarea de acolo. Și am fost la ea, pentru că am invitat-o la Revelion cu prietenul ei, am invitat-o la mine, la Drumețului, unde era, zicese că era mai safe, dar nu așa. Eram tot expuși. Sub semnul întrebării, cumva. Și ce am văzut în apartamentul ăla, am rămas uimit. Deci era absolut ciuruit. Inclusiv televizor, mobilă. Am găsit l-am scos cu patentul, am găsit într-un șifonier înfipte celebrele gloanțe de oțel. Erau foarte tari, plumbul ăla. Deci rămăseseră aproape întregi. L-am scos și erau mai mici ca dimensiuni decât alea 762 clasic. Și ne întrebam, uite, au tras ăștia, au venit securiștii cu arme sofisticate, teroriștii. Ceaușescu, copii, orfani. Eram naivi, eram... Da, știu, credeam orice. Tot ce ni se spune, ni se spunea era... Păi era deja altă lume, era un șoc și vizual și de schimbare profundă și atunci înghițea absolut orice. Adică pe mine nu m-a mirat, abia după evenimente mi-am pus și eu întrebările pe care alții și le-au pus atunci și au plătit cu viața, curiozitatea. Abia după multe zile m-am întrebat și eu, dar cum se face că teroriștii ăia atât de pricepuți și atât de buni acrobați și țintași
nu reușesc să rănească pe nimeni din balconul fostului CC, am și care era luminat. Ai scris, da. Da, zic, da. Cum să faci așa ceva? Că nici măcar o zgârietură să aibă vreun... Și erau toți acolo, erau sitting ducks, da, pentru cineva care știe să tragă. Cum se face că nu e niciun rănit în piața aia palatului? Aveau reflectoarele da, pe deși se auzeau rafale de pușcă, nu de pistol mitralier, de pușcă mitralieră, o rafală de aia îți curăță locul. Dacă vreo 200 rămân morți, el alții o iau la fugă. Niciun rănit. Nu am întrebat atunci, pentru că te prindea filmul, da? Vedeai că e un spectacol. Și au început ripostele. Noi aveam impresia, aveam senzația că e un schimb de focuri. Așa. Dar de fapt focul era dinspre CC, spre Palatul Regal, spre muzeu. Care era ciuruit. Acolo, da, știu. Și s-a fost cumplit, da. Și după aia am început să ne întrebăm și încet, încet ne-am deșteptat, ne-a venit mintea la cap și ne-am învățat să nu mai credem chiar tot ce ni se arată. A fost un proces îndelungat totuși. Oh, da. Adică privind în urmă, acum îmi dau seama că eu cel puțin, adică nu includ în categoria asta, mă rog, poate... alții au altă opinie, le respect, nu știu, dar îmi dădeam seama cât de multă prostie era în mintea și în capul meu, să cred toate lucrurile alea care acum mi se par science fiction, adică mi se par niște metode de manipulare așa, pe care le poate pricepe și un copil. Nu știu. Acum de la distanță, după ce a trecut atâta timp, dar atunci te fura peisajul. Da. Te apărai de teroriști. Au prosperat toți cei care aveau fierării, lucruri de genul ăsta, pentru că toate ușile sau o mulțime de uși de bloc au avut grilaje. Grilaje care nu existau înainte și care echipurile trebuia să te protejeze de teroriști. Și se făcea planton. Eu am făcut planton de la 3 la 6. În scara blocului. Blocului cu vecinul de dedesubt care lucra la televiziune. A rămas cu băte sau cu picioare de masă. N-aveam nimic. Eram puși acolo să stăm de vorbă, de fapt, și să avem iluzia că ne putem apăra. Și la un moment dat, țin minte, eram în piața Chibrit, acolo unde stăteam cu ai mei, cu mama, de fapt, și s-a oprit un tank în mijlocul pieței, noaptea. 3:30, 4:00. Și s-a mișcat țeava aia de tund de câteva ori, ne-am uitat unul la altul, vecinul și cu mine, și am spus că apasă, ne ducem cu jumătate de bloc. Da. Și grilajul ăla e o caricatură, nimic altceva. Și la un moment dat s-a ivit și un cap. A apărut un cap cu cascheta așa. Și un nene a început să vorbească și fiind foarte liniște am auzit și noi ce vorbea, dădea coordonate, le spunea unde e, după care a zis un am înțeles și a plecat mai departe. Omul se rătăcise, ajunsese în altă parte și nu știa cum să plece de acolo și încotro să se îndrepte. Uitase GPS-ul. Uitase, exact, da. Și așa am răsuflat și noi ușurat și ne-am gândit ce farsă e toată povestea. Adică noi stăm aici să apărăm blocul de teroriști. Lasă că nu dormea nimeni și lasă că era de neapărat blocul ăla. Dar am crezut și povestea asta și te simțeai oarecum mobilizat. Da? Adică noi facem un lucru important, decisiv pentru viitorul țării. Da. Ținem stabilă teroriștilor. Eu am început să înțeleg cumva că totul este o nebunie și că, eu știu, capii armatei de atunci abar n-aveau ce se întâmplă, nici ei erau pe altă planetă. Luau niște decizii absolut îngrozitoare, pentru că au dus la pierderea de vieți omenești grav. Și mi-am dat seama... Îți amintești apelurile alea? Veniți și apărați televiziunea. Da, sigur. Au trimis efectiv camioane de soldați. Când am văzut soldația cu mantalele alea, cum era atunci, coborând așa, torențial din camioanele alea să apere, am zis, asta e o strategie absolut perdantă. Pentru că Și așa a fost, Plus cu toate zvonurile legate de teroriștii celebri. Răducanu Necula era terorist, Lucescu la un moment dat, Dan Marin pe care l-au prins cu un pistol, era în echipa de handbal și fiind ofițer în același timp trebuia să aibă pistol și povestit după aceea într-un film Ernest Maftei, săracu
și el trecea drept terorist. Deci a fost toate scenariile Horia posibile. Căciulescu, Horia Căciulescu, da. Da, da, acum el avea, și, da. El avea și fizic de, da, era... de terorist. Că era bancul ăla, că Naționala se face pe scheletul lui Horia Căciulescu. Da, da. Da, au fost multe, multe zvonuri și cred că a fost și o testare a populației. Ia să vedem cât de permeabilă este la scenarii, la manipulări, și s-a dovedit că era permeabilă, 100%.